Astrele țin cu polii sau, altfel spus, rezultatele din cea de-a patra etapă a returului Ligii a doua. Bănățenii stau bine mersi pe primul loc în clasament după ce Corona Brașov a pierdut acasă cu UTA scor 0-1. De când a început returul, polii a suferit o înfrângere cu arădenii și un 0-0 cu mioveni. În cazul în care fotbaliștii lui Vâlcea vor învinge Corona, etapa viitoare acasă se apropie tot mai mult de o promovare în Liga 1 fără prea mari eforturi. Este adevărat. Avem un loc confortabil, întâi de Liga a doua, nu avem decât datoria să ne-l menținem în acest moment. Eu cred că echipa este pe acest loc datorită muncii ei, pentru că așa cum fiecăruia îi vine rândul să stea odată, să primească 3 puncte, dacă cele 3 puncte vor conta sau nu în contul celorlalte echipe, rămâne de văzut ce spun astrele. Dar nu știu dacă aceste calcule sunt la îndemâna noastră și ar trebui să fie. Noi avem o singură problemă: să jucăm fotbal, să obținem rezultate și să ducem această echipă spre îndeplinirea obiectivului pe care cu toții ne-l dorim și sunt convinși marea majoritate a timișorilor doresc să aibă o echipă în Liga 1.